În urma verificărilor efectuate la 5 operatori economici din municipiul Drăgășani au fost constatate colectări ilegale de deșeuri, dar și incendieri de deșeuri de diferite categorii. Polițiștii au întocmit un dosar penal, iar comisarii gărzii de mediu au aplicat o amendă de 5.000 de lei pentru abaterile găsite. Conform legislației în domeniu, constituie deșeu orice substanță sau obiect pe care deținătorul le aruncă sau are intenția sau obligația să le arunce. Persoanele fizice sau juridice trebuie să știe că sunt interzise și pedepsite ca infracțiuni incendierea oricărui tip de deșeu sau substanță sau obiect, îngroparea deșeurilor, dar și eliminarea acestora în afara spațiilor autorizate.